primele două echipe din Liga 1 a campionatului național de basket s-au întâlnit în derbiul acestei runde. BCM Baia Mare a primit vizita echipei Timba Timișoara. Partida disputată în sala de sport a Colegiului Economic Nicolae Titulescu a fost una foarte disputată, cu multe răsturnări de scor. Formația timișoreană a gestionat însă mai bine situațiile cheie ale jocului și a reușit în cele din urmă să se impună cu 86-83. Echipa oaspete a reușit astfel să-și asigure cele două puncte puse în joc, prin care se menține pe prima poziție a clasamentului. De cealaltă parte, BCM a suferit prima înfrângere în fața propriilor suporteri, însă echipa se menține pe locul al doilea în grupă, poziție care asigură calificarea în semifinalele competiției. În următoarea etapă, formația antrenată de Sebastian Man va juca pe teren propriu cu echipa BC Timișoara, într-o partidă care va avea loc în data de 17 ianuarie.